Accidentul s-a produs marți dimineață pe drumul național 17 la jumătatea distanței între localitățile Șcheia și Stroiești. Martorii povestesc că șoferul unui autoturism matriculat în Botoșani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal într-un camion care circula din sensul opus. Șoferul camionului a încercat să evite accidentul, a tras de volan dreapta, a ieșit în decor și s-a răsturnat. Eu vineam despre Suceava, domnii cu mașinile vineau din coace. N-am știut că este ulei pe șosea. Eu n-am simțit nimic. Adică un bus era oprit pe dreapta acolo, mai era urma lui un Peugeot și apoi vinea domnul cu Passatul. Ăla, busul fiind oprit, s-a pus din spatele lui cu Peugeot o frână. Și ăsta cu Passatul a pus frână în spatele lui, a intrat în derapaj, a făcut stânga-dreapta, nu mai știam unde se duce. Și am văzut într-odată că vine spre mine. Și când am văzut că vine spre mine, eu am tras dreapta, că am putut să le evit, să nu-l omor. Și am intrat în șansă. Da, mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață. Și nici el, spune că nu e atât de grav, că putea să-l omor. În zona accidentului, carosabilul era acoperit cu o peliculă de ulei scurs dintr-un alt autovehicul. Șoferul camionului crede că accidentul putea fi evitat dacă administratorul drumului ar fi curățat asfaltul. Era pe asfalt aici, nu știu de când stă pe asfalt. Deci era pe asfalt, uitați dera, dacă vă uitați cât e de lungă dera. Deci nu vine de acum. Și nu trebuia drumul? Păi trebuia spălat, trebuia... Dar dacă nu anunța nimeni, probabil, nu știu ce s-a întâmplat, na. Dacă nu era ulei, poate... Probabil nu intra în derapaj, s-o oprea în spatele ăla, chiar dacă era. Sau poate intra în el numai atâta, în ăla din față, că nu putea să vii în fața mea, punea frână să-i zbea în el. Dar așa mai intra mie în față. În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la Spitalul Județean pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Când am ajuns la fața locului, au fost găsit un autotern răsturnat pe partea dreaptă a drumului public în direcția de deplasare Suceava-Gura Humorului și un autoturism Volkswagen Passat care era lovit frontal în urma impactului cu autotrenul. Conducătorul auto de la Volkswagen Passat, accidentat, a fost preluat de ambulanța SAJ, i s-au acordat îngrijiri medicale, iar ulterior a fost transportat la UPU Suceava. Conducătorul autotrenului s-au acordat îngrijiri medicale de către echipajul SMURD, nu a necesitat transportul la unitatea spitalcească. S-au luat măsuri de restricționare a traficului pe ambele sensuri de mers până în momentul sosirii celor de la poliție pentru a fluidiza traficul. De menționat că din discuțiile purtate conducătorii autoparticipanți la trafic, drumul este alunecos pe o lungime de aproximativ 2-3 km în urma scurgerii de carburanți lubrifianți de la un autoturism. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului rutier.